Hei, am două întrebări. Prima întrebare este: vreau să-mi spui ceva ce nu am auzit niciodată. Și încă una, da? Tu știi câți ani are orașul tău? Te aștept în comentarii. Când eram mici, credeam că lumea poate fi a noastră. Și astăzi trebuie să vă spun că aveam dreptate. Este locul unde mi-am dorit dintotdeauna să ajung. Eram doar un puști în fața televizorului, captivat de fascinanta lume din filmul Indiana Jones. Anii au trecut, puștiul a crescut și a devenit un călător, iar astăzi, împreună cu el, descoperim un tărâm înzestrat cu mii de ani de istoria lumii. Este locul unde Iisus a fost botezat de către Ioan Botezătorul. Tot acolo se află și muntele Nebo, unde Moise a murit. Prin locurile acestea a trecut și Alexandru cel Mare, înființând orașul Jeraș, care este cel mai bine conservat oraș greco-roman din lume. Tot aici a fost filmat și filmul Planeta Roșie, datorită deșertului de culoare roșie care ocupă o mare parte din teritoriul acestei țări, și unde a fost ridicată Petra, una dintre cele 7 minuni ale lumii. După cum cred că v-ați dat seama deja, astăzi suntem în Iordania. Hello, beautiful people! După cum bine știți, numele meu este Dragoș și sunt în căutarea interesantului. Pentru cei care sunteți noi pe acest canal, trebuie să vă spun că aici descoperim locuri, cunoaștem oameni și învățăm obiceiuri. Nu uitați să comentați, să lăsați un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Să-i dăm drumul! Iordania este un regat arab situat la interferența dintre trei continente. Se întinde pe partea estică a râului Iordan și are o populație de 9 milioane de locuitori. Numele oficial al țării este Regatul Hashemit al Iordaniei. Este singura țară arabă care nu are resursele sale de petrol și, în ciuda faptului că este înconjurată de vecini aflați în conflict, este o destinație sigură. Foarte multă lume o evită. Uitându-te pe hartă, pare un pic periculos. Țări ca Siria, Irak sau Arabia Saudită se află chiar în afara granițelor sale, dar Iordania este o țară în care te vei simți în siguranță și de care te vei îndrăgosti pentru totdeauna. Este săracă în resurse, dar bogată în istorie, teritoriul fiind menționat încă din anul 2000 înainte de Hristos, când semiții s-au stabilit pe marul râului Iordan. Singurul oraș port al țării este orașul Aqaba, iar capitala țării este Aman, locul pe care eu, împreună cu voi, îl vom descoperi astăzi. Dragii mei, astăzi descoperim orașul Aman, capitala Iordaniei, și învățăm totul despre o versiune mai mică a Coloseumului din Roma, mergem în downtown, trecem pe la citadelă, cunoaștem niște oameni și la sfârșit mâncăm ceva. Pentru a intra în Iordania, ai nevoie de viză. O primești pe loc în aeroport și costă 50 de euro. Limba oficială a țării este limba arabă, dar marea majoritate a populației vorbește engleză. Odată ajuns în Aman, primul loc pe care îl vei vizita este downtown, deoarece toate drumurile duc acolo, acesta fiind inima orașului și locul cel mai vizitat atât de localnici cât și de turiști. Amanul nu este cel mai curat oraș pe care l-am văzut, iar pisicile sunt la ele acasă. Gunoaiele sunt cam peste tot, iar printre ele, mii de pisici își fac viacul. Nu fac rău nimănui, sunt chiar fricoase, îndălărnicirea lor zilnică fiind aceea de a cotrobui prin gunoaie. Claxonul este la modă în oraș, se claxonează din orice, dacă s-a făcut verde la semafor sau cineva vrea să depășească, dacă mergi pe jos și cine știe poate vrei un taxi, sau pur și simplu ca formă de salut. De multe ori chiar și așa, fără niciun motiv. Iordania este o țară scumpă, comparabilă cu multe țări din Europa. Dinarul iordanian este mai puternic decât euro. Și o masă la restaurant, de exemplu, te poate costa cu ușurință 15-20 de dinari de persoană. Iar excursiile ghizii sau cazările nu sunt ieftine deloc. Agitația din centrul orașului, claxoanele, mizeria, pisicile, mirosul îmbietoare de la restaurante sau tarabe, haosul din jurul tău, oamenii primitori și diversitatea de pe fiecare străduță te vor fascina. O plimbare prin downtown este o nebunie totală.
Străzile sunt pline mai ceva ca la Revoluție. Traficul este un coșmar pentru orice șofer, iar magazinele de milodenii și vânzătorii ambulanți colorează peisajul. În Aman, nu vii pentru luxul lumii arabe. Aici, ajungi pentru ospitalitatea oamenilor care sunt gata să te invite oricând la ei acasă pentru un ceai, pentru magazinele pline de culoare și pentru peisajele superbe cu case în stil arab ridicate pe coline. În downtown e haos în jurul tău, mașini, claxoane, pisici, gunoaie și deodată boom, Teatrul Roman. Hey man, do you know what is the name of this? No. You don't know where are you? Yes, I know where. Tell me please, can you? It's a Roman amphitheater. Thank you very much. Maybe in Amman. Yes, in Amman, but which age? Do you know? It's before Christ or after Christ? It's definitely after Christ. After Christ. Thank you very much. Where are you from? Mexico. From Mexico. Nice country, man. Thank you. Coloseumul din Aman a fost construit în timpul domniei lui Antonius Pius între anii 138 și 161 și poate găzdui aproximativ 6.000 de persoane. Teatrul este unul dintre cele mai miraculoase monumente ale orașului și în același timp unul dintre cele mai bine păstrate teatre romane din afara Italiei. Construcția este încorporată în coasta dealului și a fost orientată spre nord pentru protejarea spectatorilor de soare. Coloseumul este împărțit în trei secțiuni orizontale. Prima secțiune era rezervată militarilor și elite locale și erau locurile cele mai apropiate de scenă. A doua secțiune erau locurile cele mai bune, fiind rezervate celor bogați. Iar a treia secțiune era destinată marii majorități a populației. Dar priveliștea asupra scenei, cât și acustica, sunt foarte bune oriunde te-ai afla. Spectatorii erau separați în mod intenționat în funcție de statut, sex sau naționalitate. Romanii aveau prioritate și erau cei care aveau control majoritar asupra ierarhiei sociale din acea vreme. În partea stânga scenei este situat Teatrul Odeon, care este o versiune mai mică și mai intimă a Teatrului Roman. În jur de 500 de spectatori se pot așeza pe locurile sale de piatră. Pe părțile laterale ale scenei sunt două muzee mici. Muzeul de folclor, care expune haine tradiționale și manechine angajate în meseriile vremii, și Muzeul Tradițiilor Populare, unde sunt expuse obiceiuri din viața oamenilor obișnuiți și bijuterii tradiționale. Camerele boltite ale celor două muzee sunt pline de fotografii, mozaicuri și o gamă fascinantă de pietre folosite în procese de vindecare de către beduini. În anul 1957, guvernul Iordaniei a început restaurarea teatrului, dar din păcate, niciun material original nu a fost folosit în acest proces, însă rezultatul final este magnific. Teatrul este folosit acum ca loc pentru activități culturale, ceremonii de premiere sau concerte muzicale. Amanul este orașul colinelor. A fost construit inițial pe 9 coline, dar astăzi s-a extins la 19. Pe una din colinele din apropierea Teatrului Roman se află Citadela. Citadela. You are from? Here. From Aman. Aman. Your I'm, name? I'm Maher. How? Maher. Maher. Yes, my friend. Hello. How can I go inside? Citadel, you go straight. When you finish this street, you go right side. Okay. Okay, so I go right and right side, right? Yeah. Yes, man. Yes. Okay. You're my friend. What is your name? Sami. Sami from France. Thank you very much. May I ask a question? Yeah. Tell me something what I never heard. There are more than Iraqi and Jordanian here. Really? Yeah. It's a good. Manai. Maher.
Thank you very Enjoy much. Enjoy your day. After you finish from Citadel, yes. you go to the right side. Down. Not here. Not back here. Like you finish from Citadel. Yes. Uh-huh. You normally come from this way. This yes. way. Yes. You go no the other way. In straight. Right side. Okay. Not straight. There's like right side. When you go right side, another road. Down you will be in Roman Amphitheater. We've been there. Ah, it's finished. Yes. That means you need to come back. To the west side or National Museum. Okay. Uh-huh. This way. Thank you very much. What's your name? Apostolis. Apostolis. Yes, and Victoria. And Victoria. Nice to meet you. I have a question for you. Yes. Tell me, how old is your city? A man, it's not old, it's 120 years old. Only? Yes, but this citadel and the Roman theater is old. Yes. Like Jarash, 4,300. But Amman as a capital, this one... It's not an old city. Only 100 years. Citadela se află pe cea mai înaltă colină din Amman și este locul în care pe vremuri se afla regatul Amon, care este atestat în urmă cu 3000 de ani. Cetatea este înconjurată de un zid lung de 1700 de metri, care a fost reconstruit de mai multe ori de-a lungul timpului. Sunt multe lucruri de explorat, însă punctele de atracție sunt templul lui Hercule și palatul Umayyod, care datează din epoca de bronz și demonstrează că locul era folosit ca fortăreață în urmă cu mii de ani. Ziua se termină, bineînțeles, în downtown, la unul din enumăratele restaurante tradiționale pe care le găsim acolo. Thank you very much, boy. Your name? Munze. Munze. From Sudan. Thank you very much. Thank you. Welcome. Muhammad. Muhammad. Yes. Do you know how old is your city? From you? Your city. Me? City. Amman. How old? How old? Is Amman. Okay, 16. 16 years. Thank you very much. Thank you, boy. După ce a fost desemnat capitala Iordaniei în anul 1921, Amanul a crescut foarte rapid, țara primind refugiați din tot Orientul și astfel a devenit casa pentru foarte mulți palestinieni, irachieni sau sirieni. Datorită poziției geografice, lumea crede că Iordania nu este o țară foarte stabilă sau sigură, dar după tot ce am văzut acolo, cred că este foarte greu să mai întâlnesc oameni așa frumoși și pacifiști, cum sunt iordanienii. Este una dintre cele mai primitoare și călduroase țări în care am fost. Amanul a devenit unul dintre cele mai liberale și vestice orașe din lumea arabă și este orașul pe care vi-l recomand cu plăcere. La doar 3 ore de zbor de București, vei păși într-o altă lume. Dacă ți-a plăcut acest video, te aștept în comentarii. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, v-am pupat și pace! Prima întrebare este, vreau să-mi spui ceva ce nu am auzit niciodată. Și încă una, da? Tu știi câți ani are orașul tău? Te aștept în comentarii!